cum se simt elevii dumneavoastră la atât de scurt timp după meciul de la Constanța? Bună ziua! În primul rând trebuie să mă întâlnesc cu ei astăzi, că nu ne-am întâlnit. Vă dați seama că sunt foarte obosiți. A fost un meci foarte greu, cu intensitate maximă, care a trebuit să suferim. Am jucat cu o echipă bună. Cel mai important a fost că am avut scos rezultat. Sigur, moralul jucătorilor e bun. Vă dați seama, după atâtea victorii la rând și un meci așa de greu câștigat. Dar, din păcate, fizicul nu cred că e prea bine. Suntem singura echipă din România care joacă la 3 zile. N-am înțeles motivul. Chiar dacă cei de la care trebuie să organizeze meciul mi-au răspuns, nu știu prin ce ziar, că nu știu ce au făcut ei, n-au făcut. Realitatea asta e asta, care răspunde Dan Petrescu. Singura echipă care joacă la 2 zile jumate e CFR. Argeșul a avut 4 zile, toate echipele au avut 4 zile. Singura care a jucat la 3 zile e CFR. Asta n-am înțeles-o și nu o să o înțeleg, indiferent ce mi-ar răspunde ei. Sunt foarte îngrijorat din punctul ăsta de vedere, pentru că nu e normal. Mai ales că avem și mulți jucători importanți care nu pot să joace, că dacă era tot lotul de la dispoziție, poate aveam să schimbăm 10 jucători și făceam 10 jucători noi. Dar nici așa nu era corect, pentru că trebuie să ai 4 zile. Acum, e foarte important să scoatem maxim din acest meci. Sunt convins și conștient că jucătorii sunt foarte obosiți și înțeleg, dar trebuie să facă un efort maxim meciul ăsta. Sperăm să poată și să scoatem iar un rezultat pozitiv și ar fi un an fantastic pentru ei. Pentru că tot timpul în fotbal ultima impresie contează. Echipa din Pitești e pe locul 3 la un clasament în deplasare. Au 10 meciuri, 5 victorii și 3 egaluri, ceea ce mi se pare extraordinar pentru echipa Cargeș. Ei sunt mult mai buni în deplasare decât acasă și o echipă pragmatică care știe ce vrea. Din punctul ăsta de vedere sunt convins că ei sunt odihniți, sunt pregătiți. Acum să vedem și ai noștri dacă și-au revenit pentru un meci așa de important, fiind ultimul, mi se pare că e cel mai important meci. Ce ar însemna să terminați această prima parte a campionatului neînvinși acasă? Ar fi fantastic, sincer. Ar fi jos pălăria în fața băieților, dar aș vrea să vorbim după meci. Sper să pot să-mi dau pălăria jos, să zic că sunt mari, pentru că eu nu știu cum mai rezistă ei să alerge atât, ținând cont că s-au jucat vreo 36 de meciuri, dublu cât toate celelalte echipe. Și nu numai meciul în sine, faptul că merge mereu în toate deplasările, video, ședințe, asta e meseria noastră, corect. Dar parcă s-a exagerat puțin în anul ăsta cu meciurile, mai ales pentru echipa asta, în condițiile în care lotul de jucători, noi avem jucători, dar nu putem să-i folosim. Mi se pare incredibil că avem pandemie, altceva care numai în România, și noi nu putem să folosim ce jucători vrem. Păi dacă e pandemie, domnilor, și cazurile sunt așa de mari, lăsați să avem câți jucători vrem în lot și să-i folosim când vrem, pe cine vrem. CFR trebuie să aibă mai mulți pentru că joacă 20 de meciuri mai mult ca toate celelalte. Nu mi se pare corect ca noi să fim puțin, să fim lăsați să folosim pe cine vrem. Nu cerem un avantaj pentru CFR. Cerem ca toate echipele să aibă câți jucători vor în lot. Noi avem aici, îi plătim, îl plătim pe Tahiri, îl plătim pe Hoban, pe Butean și eu doar îi antrenez. Dar la meci nu pot să-i folosesc. Incredibil. Deci, păi lăsați-mă să-i folosesc. Că de-aia avem aici. Pentru că noi avem 20 de meciuri în plus. Lăsați lotul liber, e pandemie, fiecare să folosească. Și asta nu numai acum, în viitor. Omnicrom, am înțeles că vine din ianuarie în România. Toate echipele trebuie să aibă jucători. O să amâne iar meciuri. Ați văzut în Anglia câte meciuri s-au amânat? Poți să vină și în România să amâne meciuri. Dar dacă ai 40 de jucători, noi CFR și avem jucători și îi plătim, hai să-i folosim. Ca să nu se mai amâne meciuri, să nu sufere nici televiziunea, nici spectatorii, nici nimeni. Lăsați-ne să avem jucători cât vrem. Este normal, e pandemie. Noi cred că nu știm în România că suntem în pandemie la fotbal. Trebuie să se trezească toți. Lăsați-ne, domnule, să jucăm cu ce vrem. Tot timpul se spune că eu fac nu știu ce. Eu zic adevărul, zic de VAR de 2-3 ani. Eu sunt singurul care a țipat de VAR, acum toată lumea țipă de VAR. Dar eu am țipat, păi iulie 22, dar cât a trecut? Este 7 ani, 5 ani în urma la toți. Mi se pare normal? Mai greu România. Cu schimbările la fel, am zis cu 5 schimbări, am zis cu lotul de pe bancă, lăsați 10 jucători pe bancă. Că avem nevoie, că suntem obosiți, suntem cum suntem. Nu înțeleg de ce nu se fac aceste lucruri, pentru că după aia nu mai am de ce să mai zic. Ce să mai zic după aia? Facem 2 loturi, unii joacă în campionat și unii în Europa. Simplu. Dar și în viitor, pentru ianuarie, o să vedeți, o să fie multe probleme de COVID la toate echipele. Și nu o să se joace jocuri, pentru că nu se dă o lege normală să folosești, adică să ai în lot pe cine vrei, câți vrei.
și după aia înainte de meci să folosiți doar 20, că cât aveți nevoie. Așa ar fi logic. Alte echipe nu o să poată să facă asta, e corect, și atunci la alte echipe să se oprească meciul, dacă nu au lot. Dar echipele care au, de ce să nu joace? Mai ales că noi avem aici, nu trebuie să cumpăr alți jucători. Noi îi avem aici, îi plătim și toată lumea zice că l-a dat afară din lot pe Tahiri sau pe Fofana. Păi nu l-a dat afară. Îi place de băieții, dar dacă nu pot să-i folosesc, cum să-i văd? A trebuit să pun pe alții care îi știa mai bine.